Cântece și povestiri. Corbul alb. Într-o zi, în mijlocul unui stol de corbi negri, apăru un corb alb. Corbii cei negri, cum l-au văzut, au sărit cu ciocurile asupra celui alb, ciufulindu-l și certându-l, așa cum fac de obicei și cu porumbeii cei nevinovați, rătăciți printre ei. Ce cauți, ticălosule, printre noi?" strigau toți. Ai venit să te mândrești cu penele tale albe și să ne faci de rușine? Fugi dintre noi, că nu ești de al nostru." Umilit și amărât, cu penele ciufulite și cu lovituri pe tot corpul, corbul cel alb fugi și se opri lângă o apă, nemai putând de durere și de sete. În apa limpede și liniștită se văzu pe sine că era alb. Abia acum înțelese de ce nu putea fi iubit de corbii cei negri. Pe când stătea el așa întristat pentru însingurarea lui, veni la apă un stol de porumbei albi și foarte frumoși, care nu s-au sfiit de dânsul, ci s-au așezat în jurul lui. Prin podoaba cea albă a penelor lui, corbul era asemeni porumbeilor nevinovați. Între oameni, zilnic se petrec astfel de fapte, când unul își albește haina sufletului prin spovedanie și pocăință, ceilalți rămași în păcate grele îl prigonesc, pentru că viața lui curată, albă și cu fapte bune îi rușinează. Și atunci, omul cel cu sufletul curat trebuie să caute și să aștepte tovărășia porumbeilor, adică a îngerilor lui Dumnezeu. Asta-i soarta creștinului care vrea să se mântuiască. Sfârșit și lui Dumnezeu slavă!